Astăzi am revenit cu un nou clip, iar în clipul de astăzi vreau să vă arăt metodele pe care eu le folosesc în momentul în care vreau să-mi achiziționez un fond de ten și nu știu ce nuanță trebuie să aleg și cum îți poți alege cât mai corect nuanța fondului de ten. Sper să vă ajute acest clip și să începem! Un pas foarte important atunci când îți alegi nuanța fondului de ten este să-ți cunoști subtonul pielii. Și o să vă explic puțin despre ce este vorba și poate așa reușiți să vă aflați și voi subtonul pielii voastre. Și avem așa, roze cu subtonuri albastru rozaliu, avem auriu cu subtonuri galben-auriu și bineînțeles neutru. Pentru a vedea dacă sunteți roze cu subtonuri albastru-auriu, se ia etalon încheiatura mâinii, venele de la suprafață sunt colorate fie în albastru, fie în mov, pielea se bronzează mai greu și de obicei persoanele acestea au părul și ochii deschiși la culoare. Auriu cu subtonuri galben-aurii, venele au în general culoarea verde, persoanele se bronzează foarte ușor și au în general părul și ochii închiși la culoare. Iar neutru cuprinde categoria aia în care se găsesc trăsături caracteristice celorlalte două grupe, adică ai puțin și de acolo și puțin și de acolo și ești neutru. O chestie pe care eu o fac în momentul în care mă duc într-un magazin și vreau să-mi cumpăr un fond de ten este să testez nuanțele aici, pe maxilar. Exact. Pur și simplu fac un swatch aici pe maxilar și observ exact care este diferența dintre gât, care este diferența dintre față și nuanța respectivă. Dacă sunteți mai bronzate sau dacă folosiți autobronzant pe corp și pe față nu vă bronzați, vă recomand să vă alegeți nuanța fondului de ten care să se potrivească cu nuanța corpului, cu nuanța gâtului în special, ca să nu se vadă diferența aceea de nuanțe. În cazul în care optați pentru un fond de ten pudră, vă recomand să alegeți o nuanță mai deschisă, deoarece fondurile de ten pudră se mai închid puțin la culoare în momentul în care vin în contact cu uleiurile naturale ale pielii. Să zicem că ați făcut și această metodă, v-ați aflat sub tonul pielii, ați trasat pe maxilar un swatch și tot nu v-ați găsit, sau mai multe swatch-uri și tot nu v-ați găsit nuanța potrivită pentru tenul vostru. Ce vă recomand să faceți este să, dacă vă permite bugetul, bineînțeles, să achiziționați două fonduri de ten, pentru că astfel le puteți combina și puteți obține exact nuanța potrivită pentru tenul vostru, fără să mai aveți nicio problemă că se va vedea diferența sau mai știu eu ce. În cazul în care nu vreți să vă achiziționați două fonduri de ten, mai aveți această soluție, să luați o cremă din aceasta care este special făcută pentru a închide sau pentru a deschide nuanța fondului de ten. Eu am pe aceasta din DM de la Alverde. Aceasta este specială, este un pigment care este special făcut pentru a închide nuanța fondului de ten, însă ei au și pentru a deschide nuanța fondului de ten. Știu că mai este și la LA Girl, parcă aveau ei un fond de ten mai alb cu care puteai să-ți deschizi nuanța fondului de ten și de asemenea există foarte multe alternative de astfel de produse care te vor ajuta și pe mine m-a salvat acest produs de foarte multe ori. Îl găsiți în DM și nu costă foarte mult. Mor de cald, am transpirat. Mai există și posibilitatea când vreți să vă achiziționați fondul de ten de pe net. Și acum chiar nu știți cum să vă alegeți nuanța pentru că nu puteți să-l testați pe pielea voastră. Vă recomand să căutați swatch-uri la acel fond de ten pe net, pentru că cu siguranță o să găsiți pe Google swatch-uri făcute de diverse persoane și acesta este un mod în care vă puteți da seama cât de cât despre nuanța care vi se potrivește. De asemenea, mai există acest site, se numește Findation, cred că se citește, care funcționează ceva de gen. Tu ai un fond de ten la care îți știi nuanța perfect pe care o folosești. Introduci nuanța acelui fond de ten de la acel brand pe site, iar ei îți recomandă de la diverse alte branduri nuanțele care ți s-ar potrivi în comparație cu nuanța pe care o folosești tu deja. Sper că m-ați înțeles. Bineînțeles, această aplicație nu este întotdeauna foarte exactă, însă vă puteți folosi de ea și de swatch-urile pe care le găsiți pe net și cu siguranță o să vă găsiți nuanța cea mai apropiată de pielea, culoarea pielii voastre. Mie această aplicație mi se pare de foarte mare ajutor și să vă las un link în descriere ca să o puteți găsi cât mai ușor. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, sper că v-a fost de ajutor acest clip. Nu uitați, vă rog, să-i dați un thumbs up,
bineînțeles să vă abonați canalului meu în cazul în care nu ați făcut-o încă, să mă urmăriți pe Snapchat, Instagram și Facebook, pe Snapchat și Instagram postând mai des, pe Facebook mai puțin, mai răruț că e mai drăguț și bineînțeles ne vedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupat!